Bună, dragii mei prieteni! Cum sunteți? Sper că sunteți toți bine. Vă pup, vă îmbrățișez, dragii mei, vă doresc tot binele din univers. Ați văzut că eu v-am arătat aseară acel minunat de scântec. Bineînțeles că am lucrat în această noapte și voi mai lucra, da? Bineînțeles că se apropie eclipsa, dragii mei, și atunci voi face un alt ritual, un ritual general care să includă dragoste, spor, sănătate și mult mai multe lucruri. Lăsați-vă dorințele, bineînțeles, toți cei care doriți, să mă rog pentru voi noaptea eclipsei, noaptea de 19, da? Acum am intrat să vă fac o lectură generală vis-a-vis de destinul vostru, de soarta voastră, în trei variante. Este o lectură generală, știți bine că cei care aveți nevoie sunteți deja în contact cu mine pe WhatsApp, așa că vă invit pe toți cei care vă abonați la acest canal și vă interesează o lectură personalizată despre viața voastră pe crucea destinului, pe crucea dragostei, să mă căutați și, de ce nu, dacă sunt utilă pentru voi, o fac cu mare plăcere, da? Acum vroiam să vă fac o lectură generală vis-a-vis de destinul și de soarta voastră, la toți cei care vă uitați la acest video, să vă alegeți prima, a doua, a treia variantă. Eu voi începe, dragii mei, cu prima variantă vis-a-vis de toți, deci v-am zis o lectură generală, probabil vă încadrați, probabil nu, să vedem soarta și destinul vostru. Aveți soarta, aveți destin, este bine cu soarta voastră, este bine cu destinul vostru. Haideți să începem cu prima variantă, să vedem, dragii mei, ce vă spun cărțile dragostei, da? Tarotul dragostei, să vedem vis-a-vis de destinul și de soarta voastră ce vă este la toți cei care deja probabil v-ați ales prima variantă. Să vedem, dragii mei, ce vă ies vouă în cărți. Multe persoane din această variantă, probabil nu la toată lumea, ați fost despărțite sau sunteți despărțite. Ați avut un bărbat aventurier, ați avut un bărbat care îi plăcea să se distreze, să piardă nopțile afară din casă. Dacă sunteți persoane care vă încadrați în această variantă și sunteți singure, ați plecat din acea căsnicie, acea relație din cauza acestui om care era aventurier, care îi plăcea să umble cu femei, să piardă nopțile. În cazul în care voi vă așteptați să apară destinul în viața voastră, dacă sunteți singure sau despărțite, fiți foarte atente să nu întâlniți un astfel de om, da? Un om care la început pune sufletul pe tavă, arată că este foarte îndrăgostit și după aia încet, încet se schimbă. Nu că nu ați avea destin. Destin aveți, v-am spus, în unele cazuri v-ați despărțit de acest bărbat, da? Pentru că umbla cu femei și își pierdea nopțile afară din casă. În alte cazuri, în cazul în care sunteți singure sau la început unei relații, atenție mărită că acest om să nu se transforme cu timpul și să devină nu acel om care voi l-ați cunoscut, să devină cu totul și cu totul altfel, da? Haideți să mai tragem o carte să vedem ce vă spune vis-a-vis de destin. Deci prima carte v-a ieșit acest bărbat aventurier care probabil în trecut multe doamne, domnișoare l-a avut și s-a despărțit de dânsul din cauza femeilor. Și vreau să vedem acum ce vă mai spune energia unei cărți vis-a-vis de destinul fiecărei persoane, soartă și destin. Pentru multe persoane veți avea o surpriză în destinul vostru, da? În cazul în care voi sunteți singure, va apărea un bărbat destul de încrezut, zic eu, să nu-l numim narcisist, un om plin de el, un om elegant. Asta va fi surpriza universului pentru voi, că veți întâlni acest om chiar și de afaceri. El nu este un om care nu muncește, este un om care face afaceri și îi place munca lui, dar este un om care are anumite tabieturi, să spunem așa, și nu le lasă la spate. Îi place să fie o persoană elegantă, da? Să se scoată în evidență, cum s-ar zice. În cazul în care
voi sunteți singure și nu aveți destin, vă spun eu că destinul vostru va apărea ca o surpriză din partea Universului, doar că va trebui să vă obișnuiți cu caracterul acestui om, pentru că pune foarte mult preț pe el, pe frumusețea lui, pe părul lui, probabil este un pic mai tacticos și decât voi ca și femei, da? Îi place să stea foarte mult în oglindă, așa că să nu vă speriați, ăsta este caracterul lui, se scoate în evidență, deci destin multe persoane aveți, da? În cazul în care sunteți căsătorite, probabil omul vostru este de natura unor fixuri, da? Fixul cu corpul lui, cu părul lui, stă mult în oglindă, stă mult în baie, este un pic mai, cum să zic eu, trebuie să așteptați mai mult după el decât așteaptă el după voi ca și femeie, da? Haideți să vedem dacă în soarta, în destinul vostru există unele încărcături negative, de exemplu aveți cununile legate, aveți ceva făcut asupra destinului, da? Haideți să vedem ce vrea să zică aici la această întrebare, dacă există ceva legături sau ceva anume. Aici există ceva ascuns, vedeți această balerină care dansează cu masca pe față. Multe persoane din această variantă, dacă vă confruntați cu probleme în dragoste, cu soții voștri, partenerii voștri sau v-ați despărțit, da, există o femeie falsă, o femeie de noapte, cum s-ar zice, ca să nu o numesc vagabondă sau altfel numele, pentru că știți voi mai bine, o femeie care a distrus casele voastre, relațiile voastre, este o femeie ascunsă, nu se arată cine este. Eu vă pot spune că este șatenă spre blondă, da? Șatenă spre brunetă ar apărea, dar ar fi, să zice, și vopsită și care este de culoare măslinie la față, da? Poate să fie chiar și de altă rasă, cu naționalitate, da? Poate nu este româncă. Deci această femeie, da, sau poate o femeie a apelat la o femeie, la o altă femeie care nu este de, poate să fie țigancă, poate să fie cubaneză, ce știu eu, și s-a făcut ceva, da? Mulți dintre voi ați avut sau poate chiar aveți farmece de despărțire din cauza unei femei. Să vă mai extrag o carte pentru prima variantă, să vedem ce vă mai arată în destinul vostru, în soarta voastră, vis-a-vis de dragoste, de destin în general, da? Aici se referă un pic mai mult la dragoste, dar oricum arată chiar și generalul, da? Iar în altă ordine de idei, pentru multe persoane veți întâlni un bărbat blond, da? Blond cu ochii albaștri, în cazul în care sunteți singure, da? Veți întâlni acest bărbat. În cazul în care aveți o relație care nu mai funcționează și stați cu un bărbat și atent spre brunet, vă veți despărți de acest bărbat și adevăratul vostru destin va fi un bărbat blond cu ochii albaștri, care este de la drum, nu-l cunoașteți deocamdată. În cazul în care sunteți căsătorite și aveți bărbatul blond cu ochii albaștri, eu vă spun că acest bărbat este foarte puternic, este stâlpul familiei și eu văd că relația este ok atâta timp cât nu există lucruri ne la locul lor, da? Haideți să vedem și în cărțile Lenormand, să vedem ce vă spune și aici vis-a-vis de prima variantă, până la urmă ce se va întâmpla cu soarta și destinul vostru, la toți cei care vă încadrați în această lectură. Ce se va întâmpla? Există o rezolvare? Da, sunteți mulți din această variantă persoane foarte puternice, aveți puterea ursului polar, indiferent de situație, de o despărțire, de o deznădejde sufletească în dragoste, veți depăși, da, cu puterea voastră, pentru că aveți o putere a ursului polar și atunci sunteți persoane puternice, atât femei cât și bărbați. Din această variantă aveți o putere mare, o putere interioară, mentală și fizică și veți depăși toate situațiile. Oricum eu vă spun că va fi bine, da? Va fi bine, indiferent că apelați la magie, la credință, unde apelați, eu vă spun că veți avea rezultate pozitive, pentru că la rândul lor persoane puternice vă ajută și pe voi care aveți caracter puternic, da?
Dragii mei, dragele mele, haideți să vedem și pentru a doua variantă. Să începem pentru a doua variantă, să vedem ce vă spune în destin, în soarta voastră, vis-a-vis de destin, de soartă. Ia uite că deja această carte a și căzut. Haideți să vă spun, aici voi, în cazul în care aveți deja probleme, vedeți, această femeie trage de acest bărbat și el nu mai vrea. Dacă aveți în prezent probleme de certuri, de scandalul, bărbatul se îndepărtează de voi. Într-adevăr, aici acest bărbat și-a tins spre brunet, era și este destinul multora dintre voi, dar din nefericire el îi se întâmplă ceva, da? O relație s-a răcit, ori el a cunoscut pe cineva și nu mai vrea, uitați, această femeie încă trage de el, hai, stai cu mine, el nu mai vrea, uitați cum se întoarce. Vrea să spună faptul că în cazul în care în prezent vă confruntați cu o răceală din partea soțului, a partenerului, este faptul că el s-a săturat, ori că îl cicăliți prea mult, ori că i-ați făcut ceva care pe l-a deranjat foarte mult, ori că l-ați trădat sau îl trădați și se va descoperi, da? Haideți să mai vedem ce vrea să zică. Sunt un pic obosită, dar mergem mai departe, trebuie să prindem energie, nu? Haideți să vedem ce vrea să zică. Aici, mulți dintre voi sunteți singuri, singure, da? Cartea poate să spună că ori vi-a murit dragostea, ori inima dumneavoastră este moartă, nu mai vreți să iubiți pe nimeni, ori ați pierdut soțul, partenerul, v-a murit, ori aveți farmece făcute cu mortul să nu puteți iubi. Așa cum e mortul, așa să fie și inima voastră, da? Poate să aibă mai multe variante vis-a-vis de soarta și destinul vostru, da? Se referă la faptul că în cazul în care sunteți căsătorite, această moarte vrea să zică că ori vi-a murit bărbatul, ori relația va muri sau aveți o relație închisă, moartă, nu mai simțiți nimic pentru soț. Ori în cazul în care voi sunteți singure, veți rămâne singure, probabil aveți cununile legate, nu vreți să mai știți nimic de dragoste, probabil ați suferit. Eu tind să cred aici că în majoritatea cazurilor are legătură cu ceva farmece, da? Ceva blesteme, ceva farmece făcute în special pe cununia voastră, toți cei care vă uitați, pentru că moartea vrea să însemne că inima voastră este moartă din anumite motive. Ori v-a murit soț, ori nu mai vroiți să iubiți pe nimeni că ați fost trădați, trădate, ori aveți ceva farmece și nu reușiți să iubiți pentru că inima voastră este moartă. Să vedem ce vrea să mai zică. În unele situații, energiile cărților, haideți să vedem ce vrea să mai spună. Aici, dragii mei, dragele mele, vă apare un copilaș pe lume. Dacă sunteți necăsătorite, veți întâlni o persoană cu care veți face o familie, un copil, da? În următoarele perioade, poate să fie și un an de zile, eu vă garantez că aici are legătură cu 7 luni, da? În cazul în care sunteți într-o căsnicie, la fel, este destinat omul vostru, pentru că este, nu-i neapărat să faci copii, ci să rămâi cu omul de lângă tine, dar aveți o legătură de destin, o reîntâlnire care ați mai avut-o și în altă lume și uitați că a apărut acest copil sau va apărea acest copil pe lume. În cazul în care sunteți despărțite și ați rămas cu un copilaș în urma unui divorț, eu vă spun că tot așa veți întâlni un bărbat care și el la rândul lui are un copil, da? Deci în orice situație arată faptul că acest copilaș poate să unească căsnicile, sunteți mulți în această variantă care, dacă aveți copii, sunteți uniți. Dacă cumva nu aveți copii, veți întâlni pe cineva și veți face o familie, veți întemeia o familie. Sau dacă sunteți despărțite și ați rămas cu un copilaș, veți întâlni și voi la rândul vostru un bărbat care are copii, da? Există destin, dar acolo unde e cu moartea, nu, acolo există ceva probleme. V-am zis, ori a murit partenerul, ori voi nu mai vreți să iubiți din cauza că există ceva urât asupra
voastră. Haideți să vedem o energie. Vedeți, aici aveți ceva blocaje, mulți dintre voi, în destinul vostru. Orică vi le puneți voi, aveți dragostea închisă, orică altcineva vi-a făcut legături ca să nu puteți iubi, dragii mei, dragile mele, sau aveți farmece să pe cununia voastră să rămâneți singuri, exact cum am specificat cartea morții ca mortul. Să nu cumva, Doamne ferește, să aveți farmece făcute la mort, da? Aici apare blocaj, mulți dintre voi din această variantă aveți blocaje în dragoste, ori din cauza caracterului, ori că nu întâlniți persoana respectivă, deocamdată vă văd singuri, singure. Puteți să rupeți aceste blocaje lucrând foarte mult cu mintea voastră sau, de ce nu, apelați la biserică, mergeți la o femeie cum sunt eu, să vă poată ajuta, că este păcat să rămâi singur pe lume. Nu este dat, toată lumea trebuie să aibă pereche, așa este normal, da? Să vedem ce vă mai spune o carte în cărțile mele Lenormand, așa le bat un pic cam greu că sunt plastificate, pe viitor o să-mi iau altele. Ia uitați, și aici la fel arată copii, vedeți? Ori vă doriți foarte mult o familie și o să o aveți, ori dacă nu veți întâlni un bărbat care are deja copii sau o femeie care are deja copii. În unele cazuri, în această variantă, aveți destin, da? Sau sunteți legat de soțul sau soția pentru faptul că există copii la mijloc. În cazul în care vă doriți cu adevărat o familie, stați liniștiți că maxim în 17 zile sau chiar 17 luni, de ce nu, destinul vă apare în cale și veți face copilaj, vă veți întemeia o familie, dragii mei, dragile mele. Și să vedem și pentru ultima variantă, a treia variantă, ce vrea să vă spună energia cărților vis-a-vis de destin, de soartă, da? Asta este important. Aici, ia uitați, dacă deja în prezent comunicați cu cineva prin intermediul computerului, da, sau a telefonului, acea persoană cu care voi deja comunicați este destinul vostru. Dacă l-ați cunoscut doar pe internet, să știți că, da, într-adevăr, există șanse mari ca voi doi să rămâneți împreună și să fie iubire destinată, da? În cazul în care soțul este plecat, vă dă de veste, vorbiți, vă dați mesaje de dragoste, da? În cazul în care sunteți singure, veți întâlni pe cineva cu care veți începe să comunicați, cu toate că aveți unele dubii, da? Și semne de întrebare, dar acela este adevăratul vostru destin. Destin aveți, nu puteți să spuneți că nu. Haideți să vedem ce se mai arată aici vis-a-vis de soarta și destinul vostru, da? Aici se referă mai mult la bărbați, da? În cazul în care sunteți singuri, că vi-a murit soția, da? Voi veți întâlni oricum o altă femeie. În cazul în care voi, doamnelor, domnișoarelor, chiar și persoane căsătorite, v-ați despărți, veți întâlni un bărbat care i-a murit soția. Ăsta este destinul vostru. Un bărbat trecut de 40 de ani și atent spre brunet, care a suferit foarte mult pentru moartea soției. Da? În cazul în care sunteți la a doua căsnicie, veți întâlni, deci dacă veți întâlni a doua persoană în căsnicia voastră, dacă ați fost cumva căsătorite, veți întâlni acest bărbat care el i-a murit soția. Da? În orice situație ar fi, și dacă sunteți singure și nu sunteți căsătorite și ați ieșit dintr-o altă relație, la fel veți întâlni o persoană care i-a murit dragostea, i-a murit prietena, ceva de genul. Da? Dar oricum apare acest bărbat, da? În multe situații, bărbatul care va apărea în viața voastră va fi un bărbat care i-a murit soția, un bărbat văduv singur, da? I-a murit, a fost bolnavă sau, Doamne ferește, a avut un accident, nu se știe din ce cauză a murit soția acestui om. Acum, nu. Haideți să mai vedem ce vă spune. Aici veți întâlni o persoană de încredere. În cazul în care sunteți deja căsătorite, partenerul vostru, soțul vostru este o persoană de încredere. Să aveți încredere în el, că nu vă trădează, chiar vă apără, vedeți? Este o persoană, arată cățelul, da? Care, și bineînțeles că el este pus pe un mormânt, va fi de încredere până la moarte. Asta vrea să zică, soțul sau partenerul va fi de încredere până la moarte.
dacă sunteți singure și nu aveți pe nimeni în viața voastră, veți întâlni un bărbat castan la păr, da, castaniu spre blond, cu ochii verzui, căprui deschiși, da, care va fi un om de încredere, nu vă va trăda niciodată, este familist convins, este pentru casă, pentru familie, da? În orice ordine de idei veți întâlni o persoană. Dacă sunteți la a doua căsătorie, să zicem că ați întâlnit pe cineva sau deja sunteți pe pragul de a întâlni, comunicați de puțin timp și nu aveți încredere, eu vă spun să aveți încredere pentru că este un om de încredere, da? Va fi un om de încredere. O ieși bine aici, nu prea se văd încărcături negative aici. Haideți, în a doua variantă și în prima, da, ceva este neregulă în soarta și în destinul vostru. Aici, în ultima variantă, nu prea se văd. Da? Aici care cade succes, fericire, începutul unei noi relații, în cazul în care sunteți la începutul relației, cu succes, cu bucurie, cu surprize bune. Dacă sunteți într-o căsnicie la fel, o căsnicie trainică, o căsnicie, ați văzut cu acest minunat cățel, omul este de încredere, da? Vă este de bine aici la a treia variantă și în cazul în care v-ați despărțit de cineva, veți întâlni pe cineva care vă va purta un mare noroc și vă va aduce pacea și liniștea în sufletele voastre, în cazul bărbaților, chiar și a femeilor, da? Nu contează. Cine se uită la video, îți dai seama că poate să fie și bărbați, nu numai femei. Așa că dacă vă încadrați, domnilor, să știți că veți întâlni o femeie care este harnică, este de casă, nu vă trădează, își vede de treaba ei, da? Ia uitați-vă că aici vă va apărea surprize minunate în viața voastră, în destinul vostru. Chiar și acum, vis-a-vis de această minunată eclipsă de lună, care v-am zis să vă scrieți pe o hârtie dorințele, chiar și în dragoste, în orice, suflați-le în vânt și se va îndeplini. Această minunată semilună vrea să vă arate faptul că destinul vostru este protejat, sunteți protejați și veți avea surprize minunate în destinul vostru, că sunteți într-o căsnicie, că sunteți într-o relație la începutul relației, că sunteți singuri, universul, astrele, divinitatea vă va oferi o surpriză, o protecție, da? Atât o protecție cât și o surpriză pentru toți cei din a treia variantă, dragii mei, vă va merge bine, da, dragii mei? Sper că v-a plăcut și această lectură în minunatele mele cărți. Vă aștept cu mare drag pe WhatsApp pentru mai multe detalii la o lectură personalizată în cazul în care vă interesează. Vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag, sunt fericită pentru toți cei care m-ați căutat și aveți rezultate pozitive, mă bucur din suflet sau lucrul ăsta, cresc și îmi crește inima că munca mea dă roade. De asemenea, sunt fericită că văd că vă abonați în număr cât mai mare și aveți încredere în mine și mă urmăriți. Vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag, vă doresc tot binele din univers și mult, mult noroc și sănătate și nu uitați, dragii mei, că eu mă rog pentru voi. V-am pupat și vă doresc o seară minunată!